Prin acest proiect se vor reabilita 25 de kilometri de drum județean și va trebui implementat în 32 de luni. Proiectul este finanțat în cadrul Axei 2. Contract de finanțare a fost semnat și pentru modernizarea de străzi în municipiul Târgu Jiu în valoare de 6 milioane de euro. Astăzi este o ocazie deosebită, în primul rând pentru gorjeni, fie că vorbim de locuitorii, de cetățenii județului sau de cei din Târgu Jiu, pentru că am adus proiectele pe care ne-am semnat, au adus în județul Gorj, în municipiul Târgu Jiu, adunat aproape 15 milioane de euro nerambursabili. Sunt bani europeni de care comunitățile au nevoie. Sunt bani europeni pe care ministerul îi gestionează pentru autoritățile publice locale. Ne dați o mână de ajutor în ceea ce privește modernizarea orașului. Mă bucur foarte mult că avem astăzi în calitate de oaspete și că semnăm acest document, acest program foarte important pentru oraș, cum spuneam. La Curtișoara a avut loc astăzi și inaugurarea drumului de sub munte, a cărui valoare este de 21 de milioane de euro.